Totul pornește de la ideea că cineva poate avea curiozitatea, și multă lume o are, desigur, aceea de a ști de ce interes se bucură problema celule STEM în momentul de față. Oricine poate să se adreseze sistemului Google și dacă Google, cum se zice acum în românește, atunci are surpriza să găsească 20 de milioane de răspunsuri. Deci sistemul Google caută și găsește 20 de milioane de menționări ale conceptului, termenului, de fapt, sintagmei celule STEM. Ce creează acest lucru? În termen medical s-ar putea spune, un pic nerealist, un fel de psihoză. În termen intelectual ar trebui spus că aceasta creează un respect dogmatic pentru această idee. Deci cu toții, dintr-o dată, dobândim un respect imens pentru celule STEM. Din multe motive, aș menționa unul singur cu nuanță ușor literară, fiecare se vrea perpetu tânăr. Dacă se vrea perpetu tânăr, asta înseamnă că e nevoie de regenerarea țesuturilor și organelor. Dacă e nevoie ca cineva să facă regenerarea țesuturilor și organelor, primii candidați care apar pe frontispiciul cunoștințelor științifice actuale sunt celulele STEM. Și atunci, pe de o parte, sperăm totul de la celulele STEM, pe de altă parte avem un respect dogmatic. Și de aici până la o dogmă este foarte simplu. Calea este doar un singur pas. Care este dogma actuală în momentul de față? Eu cred că istoria are niște rădăcini ușor istorice și comerciale. Istorice în sensul că e vorba de chimie, domeniul științific al chimiei, care a dominat ani de zile piața științifică mondială și care foarte pe scurt poate fi rezumat așa. Chimiștii se simt fericiți numai dacă au o substanță în stare pură. Mai exact, cât mai pură. Și mai exact, perfect pură, dacă se poate. Din chimie derivă industria farmaceutică care produce medicamente, adică acele chimicale care se folosesc pentru tratarea bolilor. Și toată lumea știe că se va încerca să folosească un medicament care este din obișnuință gândit ca fiind mai pur. Dacă e mai pur, este automat și mai scump. Dacă e mai scump, probabil că e mai bun. Și atunci, dacă ne întoarcem la celule STEM și vreau să folosesc celule STEM pentru că ele există, pot fi izolate, atunci apare preconcepția, dogma, că trebuie să folosite celule STEM cât mai pure. Și asta, ca orice dogmă, are un mare coeficient de eroare în însăși miezul lucrurilor, pentru că, faptic vorbind, să iau exemplu numai încercărilor de tratament a infarctului de miocard la om, făcute în Statele Unite ale Americii, în ultimii 10 ani există mai mult de 12 studii triale clinice în care s-au folosit celule STEM pure. Și rezultatele pot fi descrise pe un evantai destul de limitat, de la încurajatoare până la dezamăgitoare. Ce înseamnă încurajator? Înseamnă că performanțele funcționale ale inimii tratate doar cu celule STEM, prin transplant de celule STEM, se obține în deopște publicat și confirmat ca atare o îmbunătățire eventual de 2-3% din performanțele inimii. 2-3% reprezintă ceva care în materie de bani poate să însemne foarte mult dacă e vorba de dobândă, dar în materie de performanțe a inimii, 2-3% sunt imperceptibile. Deci pot să o iau cum vreau.
orică e dătător de speranță și este, și dacă reușim mai mult de 2-3%, sigur este, dar nu prea se reușește, sau este dezamăgitor, pentru că eforturile de toate felurile, începând de la cel financiar, care probabil este undeva mult peste 100 de milioane pentru atâtea triale clinice, și până la cel de consumare de timp a unei zone de elită intelectuală, apare întrebarea dacă sunt proporționale. Și atunci, ce îmi propun eu, sau părerea mea, sau, dacă vezi, punctul meu de vedere, care nu e neapărat un punct, e un pic mai larg, este că nu ajunge folosirea celulelor stem pure ca atare, și că asta este o dogmă. Ce înseamnă în practică? Înseamnă că trebuie să folosim celulele stem cât mai aproape de condițiile ele în care ele se găsesc în organe, adică în niște nișe, unde ele sunt înconjurate de telocite și de alte molecule și vin în contact cu capilare sanguine și cu terminații nervoase, etc., etc. Deci trebuie gândit că celulele stem există într-un micromediu al lor particular, în locuința lor în fiecare organ. Orice om desprins din locuința lui nu se mai comportă neapărat foarte natural, trebuie să se adapteze unui nou mediu. Ca atare, ce propun eu în loc de celule stem pure este rejectarea dogmei numai celule stem sau celule stem cât de pure este posibil, înlocuirea cu folosirea, în loc de un tip celular, a două tipuri celulare, adică celule stem plus telocite.